Salutare oameni buni! În tutorialul de față o să-ți prezint nu unul, ci patru șabloane ce mă ajută pe mine ca și tâmplar să lucrez mult mai rapid și mai eficient. Vestea super excelentă e că sunt absolut gratuite, le poți face chiar și tu din resturi. Dar haideți să vedem despre ce este vorba. Așadar, vei vedea patru șabloane utile în lumea tâmplăriei și a producției obiectelor de mobilier. Într-o ordine aleatorie, primul pe listă este acest șablon cu ajutorul căruia vom îmbina între ele două plăci de mobilier cu o mai mare ușurință. Șablonul cu numărul 2, două accesorii obținute prin două tăieturi la 45 de grade, simple, pe care le poți sparge cu ajutorul ferăstrăului de mână, ferăstrăului pendular sau unui circular, ce ai pe la îndemână. Și iată rezultatul. Dar ce te faci în situația asta, când presa nu este suficient de lungă? Păi, foarte simplu, iei o șipcă de prin atelier, un rest, niște orșuruburi de 4x30, le prinzi și cam asta e. Următorul șablon, la fel mă folosesc de un rest, îl găuresc cu freza de 35, cea de balamale, două tăieturi la 45 de grade și problema este rezolvată. Îmbinare, două plăci la 45 de grade. În descriere îți voi lăsa link-uri către alte clipuri în care ți arăt cum să-ți faci și alte șabloane do it yourself. Eu sunt Constantin Barbu, dacă vrei să susții acest proiect, ai un buton de mulțumesc. Lasă și tu un comentariu, un like, că sunt gratuite și mă ajută. Până data viitoare, îți urez spor în toate!